G2A, jocuri ieftine. Bleh! Drone. Au băgat drone pe Slime Rancher. Este 100% genial! Cel mai genial lucru pe care l-ai văzut tu în viața ta, pentru că știi ce fac dronele. Muncesc pentru tine ca niște sclavi și sunt foarte drăguțe și arată ca niște albinuțe. Hai să mergem să craftăm niște drone. Nu știu exact, să sperăm că avem toate materialele necesare pentru craftarea unor drone. Hei! Ce faceți? Slime-uri drăguțe de baltă! M-auziți, mă? O să avem drone care o să ia plorturile de apă și alea de foc automat și o să le vândă și practic o să fie foarte mișto, pentru că acum, în teorie... Ăsta era aici data trecută? N-am mai jucat de foarte mult timp Slime Rancher și sunt foarte confuz. Nu uitați să lăsați un like dacă vă place ăsta, Slime Rancher-ul este cel mai șmecher joc pe care l-ați văzut voi. Oh, mamă, stai o secundă. Pot să pun mult mai mult de 100 de plorturi de astea de aur într-un singur spațiu de ăsta și ar fi trebuit să le iau pe toate și să le mut, pentru că am 400 și cred că 400... Nu, probabil 300. În cap într-un singur... What the fuck? Deci ai... La fiecare de asta ai câte? Ai 3 locuri... Și s-a mărit, mamă ce șmecherie, da. G2A și Instagram acolo în descriere. Hai să mergem să facem drone. Drone, așa drăguț e. A helper bot de acel, așa e drăguț, purchase. Bun, am luat ăsta. Oh, uite, putem să o craftăm cu... Oh, ne trebuie wild honey pentru asta. Oh, ne trebuie wild honey, asta nu e ok. Înseamnă că o să avem nevoie de niște apiaries pe care le facem. Ne trebuie tangle plorturi pentru asta. Avem tangle plorturi pe aici, nu-i așa? Nu aici. Da, tu crezi că ar trebui să fie explodat? Nu știu dacă o să dispară plortul ăla gigantic de acolo. Nu știu ce, că am pus eu cumva un snare sau... Nu? No? Uite aici, mă, sunt... Oh, mi-aduc aminte ce s-a întâmplat data trecută. Da, au existat niște buguri vizuale și, practic, multe din plorturile mele au murit, pentru că de ce nu? De ce să nu moară... Am zis plorturi? Din slime-uri. Multe din slime-urile mele au murit. Da, tot... Deci de când știu eu că joc jocul ăsta, de când știu eu că joc jocul ăsta, am confundat tot timpul, am confundat plorturile cu slime-uri. Ziceam plorturi în loc de slime-uri și slime-uri în loc de plorturi, dar nu contează. Tangle plorturi și le băgăm, uite, aici. Ca să avem suficiente pentru a crafta un Royal Apiary și poate un Advanced Apiary. Oh, shit. Nu mai am... Wait, n-am resurse? Pă bune. Nu contează. Wild Honey, oare trebuie să punem... am apăsat pe G, ce... am și lanternă. Cum? A, pe T apăsai, nu pe G. Ok. Hai să punem un Advanced Apiary aici și un Royal Apiary aici. Mamă, ăsta... Stop! Nu mai apă... Nu știam că pe G faci un GIF pe jocul ăsta. Un GIF. Oh my god, am uitat. Am uitat cum se zice corect. Oh, shit. E GIF, e GIF, GIF, GIF. Nu GIF, GIF. Cine zice GIF are 100 IQ. Wait, asta e mult? E mediu, nu? Abar n-am câte 100 IQ. O să tac din gură. Bun, oh, doamne, vă rog, nu mai explodați. Bă, avem o mică problemă totuși. Deci avem nevoie de... era jucăria, nu știam ce arată așa acolo. Deci avem nevoie de Wild Honey. Și problema ar fi că fermele astea mai au nevoie de niște îngrijire ca să... De ce nu sugi tu plorturile astea? Că am apăsat toată pe buton, dar nu mai contează. Așa. De asemenea, trebuie să facem rost de niște... Cum se numesc, mă? De niște Tangle Slime-uri. Sau poate Crystal Slime-uri. De ce? Pentru că... Au murit câteva slime-uri, pentru că cumva a ajuns un plort străin acolo. Dar nu știu exact de ce a ajuns un plort străin acolo, dar a ajuns și apoi
puteți să ghiciți ce s-a întâmplat, au devenit slime-uri de alea rele și s-au mâncat între ele și cât încercam eu să scap de ele, tot apăreau de nu știu unde și mâncau și a fost oribil. Oh, doamne, am uitat de slime-urile din peșteră. Ok, cum funcționează aceste drone? Deci le pui jos, ca și cum ai pune niște apiari, de exemplu, da? Și ideea e că poți să pui două în fiecare expansiune. E două... Ok, nu știu... Păi de ce fosfor avea? Oh, doamne, nu. Să nu cumva să îndrăzniți să mâncați un plor de lac, l-am lăsat fix lângă. Deci în fiecare expansiune, ci că poți să pui câte două de-astea... Două drone, mă. Iar dronele astea le poți seta să-ți ia un plor sau mâncare sau ceva de undeva și să îl pună în altă parte. Practic, ce poți să faci? Poți să ai... stai o secundă. Laboratorul e expansion, deci practic acolo eu pot să am două drone și aici tot două și dacă le pun pe dronele... Oh, no. Urăsc jocul ăsta atât de... Le-am lăsat aici, erau lângă! What the f... Nu pot să cred! Le-am lăsat lângă, cum ai mâncat? Tensiunea, nu se mai poate, frate. Bă, deci dacă eu las plorturile... Mă, intră, mă, acolo, mă, de ce tot ieși, mă? Cred că sunt prea multe, frate. Bă, deci dacă eu am lăsat plorturile lângă, cum Dumnezeule mare a ajuns aia să mănânce, mă? Mă, ce Dumne... Bă, e imposibil, frate. Deci e imposibil, nu poți să ai propriile tale slime-uri drăgu... Fuck, dispare acolo și așa și dă-mi asta. Deci nu poți să ai propriile tale slime-uri foarte drăguțe undeva fără să mănânce ele plorturi ciudate și să moară. Există... De ce tot ieșiți afară? Rămâneți acolo. Am și o grămadă de quantum plor. Rămâneți acolo. God damn it, trebuie să le dau de mâncare pentru că văd că iesă de acolo. Trebuie să le dăm de mâncare să fie fericite, știi? Problema e că nu doar că iesă, problema e că pleacă și în alte părți după ce iesă și le pierd pe aici. Treci înapoi acolo. Oh my god, unde ai dispărut? Treci tu acolo. Ia de aici, ia niște lemon, face lemonuri, ia. Ia și mănâncă, intră înapoi acolo. Oh my god, nu pleca! Stop, intră înapoi acolo. Ok, cred că ăștia sunt ok, bune să... Da, au plecat și de aici niște slime-uri. Da, nu știu exact. De ce ieși? Rămâi acolo, frate, urăsc slime-urile astea atât de mult. De ce se teleportează? Nu pot ele să stea în locul în care le las eu. Nu, domnule, nu se există așa ceva. Ha, uite-te la mine cum sunt un bulangiu și mă teleportez la mama dracu. Ce? Rămâi acolo? Oh my god. Vă rog cineva să mă țină. Oh, uite, sunt peste tot. Sunt peste tot, iar... face lemon-uri... nu prea am, pentru că cresc extrem de foarte greu. Dintr-un motiv. Dar Pinky în peșteră, normal să crească greu. E posibil să ai dreptate, dar să sperăm că nu ai. Ia de acelea mâncare. Ia și stai cu mintea acolo și nu mai ieși. Ia și tu. Mă, ce ți-am zis eu, mă, să nu ieși? Bă, rămâi acolo. Mă, frate, tocmai v-am dat de mâncare acolo înăuntru. Cum de... Știi, nici nu vreau să mă gândesc. Nu! Rămâi acolo, lasă teleporterul ăla. Ok, să sperăm că le-am dat suficientă mâncare, mă mănâncă. Oh, yes. Bun, hai să scăpăm de aceste plorturi. Am intrat într-un teleporter unde nu voiam să intru, dar nu contează. Bun, hai să mergem să vindem plorturile astea. Oricum, acum, în teorie, ar trebui să stăm foarte mult să avem grijă de slime-urile astea ca să facem o grămadă de bani, ca să facem ultimele upgrade-uri la 7Z Rewards Club, care, da, nu e cine știe ce... nu sunt chestii foarte utile. Dar nu contează. Bun. Am băgat astea acilea. Am făcut niște bănuți. Cât costă următorul upgrade la 7? 150.000. Pleacă, mă, de aici. Mă duc să mă culc. Sleep until morning. Hai să mergem să facem rost de... Și te...
și te mai întreb de ce apar ploturi, nu, de-astea rele. Uite de asta, pentru că nenorocitele astea ies afară, lasă ploturi aiurea. Și apoi nu știu cum ajung în cușca ălora și... Da, dar nu contează. Deci mergem să facem rost de slime-uri. Am zis ploturi, iar am încurcat. Da, desigur. Da, asta o să fie până la final. Ah, Salve are găină, mamă, ce găină mare. Da, mergem să facem rost de niște slime-uri. Noi, pentru că alealte, da, au murit. Bun, mergem să facem rost de, cum se numește, Tangle Slime-uri și, în afară de Tangle Slime-uri, ne mai trebuie Crystal Slime-uri, slime-uri de cristal. Problema e că dacă aveam niște Tangle Plorturi, le combinam cu Crystal Slime-urile și rezolvam problema, dar acum nu. Băi, nu aveam oare un teleporter care mă ducea direct în... Dar oricum aveam nevoie și de Crystal Slime-uri, pentru că... Da, pentru că n-am Crystal Plorturi. Uf. Ce nervant. Și cred că aveam un teleporter acasă care mă ducea fix aici, dar nu mai contează. Urcă până aici. Rămâi pe asta. Perfect. Acum așteptăm să facă energia. Trebuie să ajungem acolo sus, da? Adică cred că trebuie. Nu mai aduc aminte. Bă, frate, sunt atât de multe chestii pe jocul ăsta. Și harta asta e atât de mare. Este minunat de gigantică. Astea sunt red slime. Oh, doamne. Da, nu... N-am ce face aici. Dar unde Dumnezeu era... Păi, eu am aruncat astea pe aici, cred. Da, sunt de mine aruncate, da. Deci, acolo e un teleporter care duce acasă. Unde Dumnezeule mare erau... Astea, mă... Cum se numesc? Mă, what the... Unde mă duc? Stai așa o secundă, că sunt foarte confuz. Am întors... Oh, doamne, e groapă mare acolo. Am un... A, nu, pe acolo. A, pe acolo, pe acolo. Ok, ok. Fii antenă, fii antenă. Ia uite, mă! Wow! Era un slime de aur și l-am lovit cu un alt plort și mi-a dat 3 plorturi de aur, ceea ce e foarte mișto. Da, nu ai... Da. Nu aici trebuia să... Da, fim. Unde, dumne... Bă, am uitat, mă, frate, am uitat. Acolo oare unde ajungem? A, nu e direct către... Ok. Păi și unde sunt crystal slime-urile? Sunt niște peșteri, da, dar care pește? Urăsc templul ăsta stupid cu ușile alea stupide care se deschid. Pe parte se închid pe cealaltă. Uite-te la mine, sunt o ușă foarte enervantă. Hăpa! Și acum sărim aici. Ar trebui să o luăm un pic mai încet să... Oh, chestii drăguțe. Stai așa să aruncăm astea. Să luăm ecourile, frate, ca să putem să ne decorăm casa, desigur. Da, nu, nu găsesc pe aici ce caut. Știi ce? Băi, unde e? Avem nevoie de... Uite aici. Așa, trebuie să apăsăm ăsta. Băi, ăsta e un teleporter spre ca... Oh, ok. Iar ăsta unde duce mai? Da, am avut dreptate, am avut foarte multă dreptate. Mozaic slime-urile, mi-aduc aminte de astea, sunt foarte frumoase astea, îmi plac. Sunt foarte drăguțe și sunt, cred că, printre preferatele mele, că sunt foarte, sunt, e un mozaic, e frumos, ok? Arată foarte cristalin și drăguț. Deci ce caut acum? Caut Tangle slime-uri. Ce caut un rock slime aici? Caut Tangle slime-uri și Crystal slime-uri. Tangle slime-urile sunt pe aici, pe undeva. Dacă le-aș putea găsi, ar fi frumos. Unde sunt, mă? Uite, uite unul. Yes. Oh, fuck, nu mai am. Vino încoace. Vino. Așa. Bun, am făcut... Oh, două. Vino, mă, încoace. Trei. Yes. Bun, am trei tangle... Fii rar să... Oh, vino încoace. Yes. Patru. Patru tangle slime-uri. Dar nu e nici pe departe suficient, dar da, vom spera că... Ar fi frumos să poți să cumperi plorturi, frate. Dar nu multe, măcar unul, două acolo așa, ca să-ți faci combinațiile de slime-uri fără să te chinui foarte mult. Vine furtuna, da, minunat, vine furtuna de... Oh, ceea ce înseamnă că găsim de-alea fire slime-uri, dar nu cred că sunt utile în momentul ăsta. Bă, ce Dumnezeu e aici și unde am ajuns? Uite, ceva acolo, stai așa. Stai așa, mă urc aici.
Perfect, după care, așa. Da. Dar locul ăsta nu arată ca și cum am putea să găsim niște Tangle Slime-uri, pentru că ele sunt verzi, așa, și cu, și cu frunze, iar aici e, e deșert care arde. Da, în niciun caz nu le găsim aici. Hai să... Oh, erau de astea. The fog, dar nu mai avem loc să le luăm, frate, că vreau și gold plortul și vreau și ecourile. Oh my god. Ok, a explodat fix lângă mine. Aici... Oh, wait. Tangle slime-uri, yes. Vino cu ace. Pleacă mă tu de aici, mă. Așa, vino cu ace. Am 8. 9, 10. Vă rog, nu mai... Da, doamne. Ok, se întâmplă ceva foarte rău aici. Oh my god, stop! Ha! De ce... De ce faci chestia aia? Ce plantă ciudată, ai zis cum ridica găina. Bun, păi avem 11. Cred că 11 sunt suficiente. E ceva acolo? De fapt, cred că acolo trebuie să mă urc dacă vreau să... pe aici, pe aici, ok. Da, trebuie să găsesc drumul înapoi spre... uite încă unul. Înapoi spre portal. Păi, dar nu-mi dau seama ce... Unde mă aflu? Ce... Am explorat locurile astea până acum. N-am cum, frate, că am fost pe aici de 10 miliarde de ori. Sunt sigur că le-am explorat până acum, dar... uite, s-a terminat. S-a terminat furtuna. Acum portalul ăsta unde mă duce? Înapoi spre... Dar mai am unul care mă duce spre casa acolo, 6 sunt, dar nu contează. Bun, deci am Tangle Slime-urile, da? Tangle Slime-urile trebuie puse aici și să nu cumva să îndrăzniți să muriți, ok? Și avem acum nevoie de... uite, să punem ecourile astea aici ca să fie mai frumoșică casa noastră. Îl vreau înapoi pe ăla. Așa. Așa. Firara... Firar să fie. Ok, l-am pus fix peste ăla și nu voiam. Stai acolo. Perfect. Da, casa noastră este foarte frumoasă și e foarte ghiuță din câte puteți vedea. Pentru că avem o grămadă de ornamente. Pentru că le avem. Da, și... Ok. Bun. Ce aș putea eu să fac cu gold plorturile? Cred că ar trebui să mă duc să le duc. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu apiariurile. Dacă au făcut ceva, frate. Dacă au făcut rost de niște... ce era nevoie? Nu știu ce aveam nevoie. Wild honey. Vorbești serios? Îmi dă numai de... ce stupid. Ok, cred că wild honey-ul îl obținem dacă punem apiariurile astea în altă parte. Hai să băgăm gold plorturile aici. Deci azi ar trebui să mai încercăm să facem un apiari. Ne trebuie... ne trebuie pink plorturi pentru asta. Iar pink plorturile le luăm. E bine, le-am fi luat de aici dacă aveam, dar nu avem. Așa că trebuie să facem rost de ele. Vreau să mai craftez vreo câteva și să mă duc să le pun în altă parte. Pentru că vom face data viitoare rost de... da, nu știu dacă sunt destule plorturi. Am apăsat, de ce nu vrei să tragi plorturile alea odată? Așa. Da, nu, da, n-avem suficiente chestii pentru a crafta niște drone, dar vom avea data trecut viitoare, da, ok. De ce am făcut un novice drill? Băga-mea și piciorul, asta voiam să fac, ok. Știi ce, dacă tot sunt aici, stai așa, aici putem să punem un novice drill, am niște drill-uri pe undeva și nu mai pot, da, minunat. Stop, nu mai apăsa pe G. Ok, vom încerca să punem... Bă, ar trebui oare să explodăm și asta? Crystal Gordo! Crystal Gordo! Stai așa o secundă, asta ce mănâncă? Veggie! Ia să-i dăm niște oca-oca, adică nu e mâncarea lui... De fapt, și ce nu? Mai bine nu. O să dăm oca-oca, uite, aici. De fapt, o să o băgăm în aparat ca să meargă mai repede. O să mergem să facem rost de mâncarea preferată a lui Crystal Gordo, ca să le explodăm, ca să facem rost de slime-uri de cristal pe care să le punem în țarcul ăla, ca să nu mai fie nevoie să facem o călătorie stupidă, nu știu ce, cred că Odd Onion e mâncarea preferată a Crystal Slime-ului, probabil. Aș putea să mă uit în Slimepedia, că am aici ceva, dar nu contează.
N-o să fac chestia asta pentru că mi-e lene și o să testez, fii antena. Deci mergem aici cu Odd Onion-ul și ia-mă de acelea și mănâncă-mă. Oh, da, am avut dreptate. Crește foarte repede. Și explodează. Acum, perfect, ok. Dă-mi! Oh, yes. Oh, what the fuck? Stop, stop, nu mai explod... Stop! Ce sunt alea? N-am nevoie. Vino încoace, așa, așa. Alea nu era utile, să dăm din asta ce îmi dă găini și niște legume, fructe stupide, neinteresante. Unde? Ah, uite aici. Asta ce îmi dă? Dă... Oh, bănuț și... Da, nimic interesant. Ei, stai o secundă că tu nu... Nu ai voie... Oh, stop. Tabi slime-ule, șterge-o de aici. Nu ai voie, nu este loc pentru tine aici, că... O să mănânce un plort aiurea și apoi o să mai mănânce încă unul și apoi o să se întâmple ceva foarte nasol. Asta este presupunerea mea. Bun, deci avem crystal slime-urile necesare pentru a ne repara ferma noastră drăguță, uite aici. Și, na mă, luați carot și mâncați și faceți plorturi și mâncați plorturile celelalte și faceți-vă mari. Am nevoie de foarte multe slime-uri mari. Așa, perfect, perfect, ca să-mi recapăt, ca să-mi recapăt ferma mea minunată. Așa, perfect. Primordial oil. Știi ce? Altă dată n-am tine acum. Bă, cred că și astea ar trebui hrănite cu Q-berries, dar o să le iau foarte rapid. Și o să le pun, uite aici. Uite, dacă aveam o dronă, drona făcea de una singură chestiile astea, deși nu știu dacă sunt foarte rapide, s-ar putea să nu fie foarte rapide. Bun, le-am băgat aici. Ok, totul pare să fie foarte ok, bun, să sperăm că nu o să se mai întâmple accidente de genul ăla, dar știi ce, nu-mi place că sunt foarte aproape fermele astea, nu m-am gândit la chestia asta, dar acum dacă stau eu mai bine să mă gândesc, nu e bine deloc, pentru că o să sară de aici un plort, o să arunce ăștia de acelea un plort cu siguranță, o să vină până aici, iar unul de acolo așa o să iasă, o să-l mănânce și apoi o să facă ravagii practic și nu-mi place. Bun, văd că nu mai am multe plorturi acolo pentru că au mâncat alea și s-au făcut mari. Bun, păi cred că vom pune capăt acestui minunat episod de Slime Ranger aici, oameni buni. Pentru data viitoare o să facem rost de acel Wild Honey sau ce ne trebuie pentru a face niște drone minunate albinuțe drăguțe. Deci avem nevoie pentru drone, ne trebuie Wild Honey, de care, da, nu prea avem nevoie și nu avem. Hexacomburi avem, trebuie 6 de alea, Hunter Plort, Quantum Plort, Honey Plort, trebuie să bag niște Honey Plort în mașinăria asta. Bine de știut, da, trebuie să bag niște Honey Plort, ia mă mănâncă găina asta dacă tot... A stat acolo și a cerut, e masochist, a vrut să fie mâncată. Da? Își regreta viața la fel de mult cum eu regret eu și a zis, și ce, bagă-mă la, la slime-uri! Iar am curcat. Bagă-mă la slime-uri să mă mănânce, să rupă carnea de pe mine! Și am zis, bă, dacă chiar vrei, sigur, de ce nu? Adică, ploruri gratis pentru mine, nu mai exploda! Dă-te în adormirea Maicii Domnului! Uite, uite, vezi? Vezi plortul cum a ieșit afară? Foarte nervant. Tu vrei ceva, mă? Ghinion, nu primești nimic. Tu stai acolo și ai captivă. Da, desigur, am putea să-i punem o cravată, nu cravată, un papion, da, și să fie foarte drăguță, dar vom face asta? Nu, domnule. Astea mai au 6 minute, mai au o grămadă de minat, dar, repet, de ce am făcut asta? Am autism? Oh my god. Acolo e gaura, e foarte simplu. Bun! Ce spuneam, noi o să ne revedem pe data viitoare, dacă vă place jocul ăsta nu uitați să lăsați un ficat, am nevoie, pentru că transplant. Pa!